Stadionul Cluj Arena a găzduit recent etapa zonală de atletism destinată copiilor 1, 2 și 3. La competiție a luat startul și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, care a fost reprezentat de 17 sportivi. Tinerii atleți s-au pregătit foarte bine pentru acest concurs, iar rezultatele au fost pe măsură. Băimărenii antrenați de Terezia Pop s-au întors acasă cu 8 medalii, dintre care 5 titluri de campioni naționali. Am câștigat probele combinate triatlonul la Copile 1 cu Benga Milen. Mureșana Isa a venit pe locul 2 la 300 garduri. La Copii 3 am avut câștigător la viteză la 50 de metri pe Pap Tudor și la săritura în lungime pe Bujor Andrei. Pe ansamblu toți au venit în primii 5-6. Cu câți copii am fost? Vreo 17 copii. Cele mai bune performanțe au fost obținute în probele de triatlon, unde Ilaria Scoropan și Andrei Crișan au devenit campioni naționali la capătul unor probe foarte grele, în care au avut parte de adversari pe măsură. Scoropan Ilaria, care este și campioană națională, a câștigat triatlonul, la fel și Crișan Andrei, care este vicecampion, a câștigat tot triatlonul, pentru că eu la vârsta asta cam merg pe triatlon. A fost foarte greu, locul întâi, campioană națională la proba triatlon. Am câștigat pe locul 1 la triatlon. Pentru atleții Clubului Băimărean urmează alte competiții naționale la care vor lua startul în următoarea perioadă. Este vorba despre campionatele naționale de copii juniori, precum și cele de probe combinate.